Bună dimineața, dragilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Am avut o zi și o noapte extrem de interesantă și extrem de volatilă ieri. Ce s-a întâmplat? Păi, în piața cripto, cei care sunt focusați doar pe treaba lor, gen să cumpere ceva, să facă hold, să investească, nu văd the big picture în ansamblu, nu văd această industrie, nu înțeleg business-ul. Da? Hai să o luăm într-un fel de simplu de explicat. Mare parte din piața cripto este tranzacționată pe exchange-uri centralizate, cum e Binance, cum e Bybit, cum e Kraken, cum e Coinbase și așa mai departe. Preponderent zona asta, Binance și alții mari, acolo se întâmplă lucrurile. În piața asta nu sunt doar investitori pe termen lung care stau și se uită la stele, indiferent ce se întâmplă, nu. Sunt market makeri, sunt scalpări, sunt tot felul de balene care profită de orice ocazie se ivește. Deci piața clar este manipulată în toate direcțiile. Ca să vă dau un exemplu concret, ieri Polkadot într-o oră a avut o corecție de 17%. În mod normal, în timpul anului, da, sunt 3-4 corecții de genul ăsta. Uneori sunt mai mari, de 20 și ceva la sută, 30, da? Dar asta este o corecție atipică. Dacă se întâmplă într-o oră, este clar că ceva s-a întâmplat în piață. Și răspunsul e simplu. Nu s-a stricat Polkadot. Nu s-a stricat Bitcoin să cadă 7% într-o oră. Nu. Au fost executate pozițiile long și au fost executate pozițiile short. În primul rând, din zona de la 36.000 în sus, 37.000, da? Foarte multă lume s-a poziționat short pentru că părea că piața și-a atins un vârf, o zonă de rezistență puternică. Au dus piața la 38.000, da? Au cheltuit niște bani să o ducă acolo. Adică trebuie să cheltui niște bani. După care au făcut profituri majore executând short-ul. Dar da, vă reamintesc că sunt în poziții short oameni și de la 31 și de la 32.000 de dolari pentru Bitcoin, da? La fel pentru celelalte monede. Au terminat de încasa banii pe executa short-uri. La 37.000, de 37 și 38, a intrat o grămadă de lume, toți cu frica că, domne, o să pierdem trenul, nu mai apucăm, se face 40.000 imediat, într-o oră, se face 50.000 până săptămâna viitoare și pierdem trenul, da? Foarte, foarte mulți bani intră în piață la vârfuri, da? Cei care sunt deja de ceva timp în piața asta, cred că au văzut tiparele. Piața asta este ciclică, da? Deci, ce s-a întâmplat acum cu short-uri, cu electrocutări, cu long-uri executate, da? Nu este ceva nou, nu este ceva inventat ieri. Să zici că s-au trezit unii și au zis, mamă, cum ar fi să inventăm treaba asta, să-i curentăm pe toți, să le luăm bani. Deci lucrurile astea se întâmplă, sunt ciclice. Da? Piața a avut o corecție puternică, dar imediat a avut un bounce. Adică mă uitam la Polkadot, am avut un entry level la 4-5, după ce ieri dimineața am ieșit la 5-1 și ceva. Am pus la 4-5, s-a dus piața acolo, a executat. E ceva gen, foarte rar se întâmplă lucrurile astea, trebuie să ai volatilitate. Indexul de volatilitate în clipa de față este la 64. Media pe ultimele 3 luni, pe ultimele 90 de zile, a fost undeva la 45. O piață volatilă înseamnă o piață cu multe oportunități, atât long cât și short. Am scris astăzi într-un tweet. Cei care fac poziții long și short, în general scalperii, da, tranzacționează pe 1 minut, 3 minute, 5 minute, 15 minute, hai să zicem și o oră. Dacă te regăsești în categoria asta și vrei să faci bani în zona asta, da, îți recomand să aștepți de Trading Show, pentru că acolo o să înveți foarte multe lucruri despre piață. Urmează. Suntem în organizare. Dar când avem volatilitate, da, e bine să fii protejat. O să tot continui să repet aici pe canal terminologia asta de stop loss, da? Risk management. Cum să-ți gestionezi riscurile? Și vă dau un exemplu. Dacă aseară, să zic, la 5-2 Polkadot, cineva era într-o poziție long, cu leverage, da? Fără stop loss, da? Să zic că aveai leverage 5, da? Asta înseamnă că riscul este multiplicat de 5 ori. Dacă piața are o corecție de 10%,
tu ai pierdut 50% din toți banii. Dacă are 17%, da, tu ai pierdut aproape 80% din toți banii, da? Fără risk management. Risk management, stop loss-ul trebuie să fie de maxim 3% din valoarea poziției, da? Tranzacționezi cu 1000 de lei, trebuie să ai stop loss-ul la maxim 3%. Întotdeauna take profit-ul ar trebui să fie dublu. Trebuie să învățați să faceți lucrurile astea. Dacă un trader, să zic, spune public o poziție și este activat stop loss-ul, asta nu înseamnă că traderul ăla e un prost, da? Dacă cineva își imaginează că traderii iau 10 poziții și toate 10 sunt câștigătoare, credeți-mă, habar n-aveți despre ce înseamnă trading, da? La bursă, un trader care câștigă 6 din 10 trade-uri e considerat un trader bun, da? Acum, pe internet apar tot felul de specialiști, de oameni care vorbesc. Lucrurile sunt simple. Trebuie să știți ce vreți de la piață, trebuie să fiți disciplinați, trebuie să vă respectați ceea ce v-ați propus. Dacă v-ați propus să faceți 10% profit și l-ați realizat, ieșiți din piață. Dacă v-ați propus să vă dublați banii și ăsta este targetul, ieșiți din piață. Am cunoscut foarte mulți oameni care regretă, gen că au pierdut 3%, că au pierdut 10%, că vai, am vândut Ethereum-ul la 1930, s-a dus 2000, ok, și ai făcut profit? Go for it! Așteaptă următoarea intrare. Dacă veți învăța să faceți și short-uri în piața asta, da, fără leverage neapărat, da, veți vedea că piața are de două ori mai multe oportunități. Dacă veți învăța să fiți disciplinați, veți găsi foarte multe oportunități. Piața este deschisă 24 de ore, da? Dar piața asta are diferite manifestări, gen volatile, cum e acum în perioada asta, sau o perioadă de contracție, de consolidare, când piața nu îți oferă mari oportunități. Trebuie să înveți să le distingi, să le observi în piața asta. Fiecare zi este o oportunitate pentru noi toți să învățăm ceva. Depinde de fiecare în parte dacă e hotărât să învețe sau nu. Da. Ce cred eu că se poate întâmpla în perioada următoare? Bitcoin-ul ar putea încerca din nou să retesteze 38.000. Bitcoin-ul ar putea încerca să rupă 38.000. Depinde de market maker. Da? Dacă vine vreo știre legată de ETF-ul sau nu știu ce, atunci putem vedea și un 40.000. Însă, am scris ieri dimineață pe Twitter, între 36.500, să zicem, și 38.000, 39.000, suntem în zona de risc. Da? Suntem într-o zonă de supravândut, da? Unde balenele au descărcat și au încasat profiturile. Da? Este o zonă în care intră novicii, cei care cred că vor rata 50-ul dacă nu intră aici. Unde putem avea corecție, dacă va fi o corecție în următoarea perioadă, în următoarele 10-15 zile? Prima zonă de suport este 35.000. Dacă nu avem suport acolo, următoarea zonă este la 33.000 și ceva. Și mai avem un suport la 31, da? Sunt mai multe paliere. Cei care își imaginează că Bitcoinul nu o să mai atingă 35.000 de dolari niciodată, le reamintesc că șansele sunt destul de mari să atingă 35.000, da? Pe mine, dragilor, mă găsiți pe mihaidaniel.ro, acolo găsiți și formele de educație. Am anunțat ieri că avem deja un nou serviciu de cash out, da? Puteți să ne contactați pe office@bitmarket.ro dacă vreți să faceți cash out bancar, da? Deci vreți să vindeți cripto, să vă primiți bani în bancă la comisioane extrem de bune, da? De asemenea, găsiți cursul de tranzacționare, cursul de 4 ore, unde puteți învăța enorm de multe lucruri pentru acest bull market, da? Pentru că e un curs la care eu am lucrat 2 luni de zile și un curs pe care eu îl folosesc în interes propriu și eu învăț din el și eu recapitulez din el. Învățatul și educația nu este ceva care se încheie, da? Asta este forever. În fiecare zi poți învăța lucruri noi. Eu, de exemplu, fac treaba asta. Călătorind, când stau în mașină, în avion, whatever, gen stau pe un șezlong la piscină, citesc, mă documentez, îmi place, fac din plăcere. Dragii mei, poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea, să aveți o zi extraordinară, toate cele bune. Și puțin din peisajul de aici.